Premierul Florin Câțu a fost prezent în data de 15 septembrie în Oltenița pentru a participa la lucrările Comitetului Director Județean al PNL Călăraș. Alături de el s-au aflat primarii PNL, conducerea PNL Călăraș, prefectul Valentin Barbu, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, președintele PNL Prahova Iulian Dumitrescu, europarlamentarul Cristian Bușoi și ministrul finanțelor Dan Vâlceanu. Mulțumesc! Așa cum a spus Iulian, premierul Câțu tace și face. Și să știți că nu e el neapărat cel mai bun comunicator, deși poate să vorbească foarte bine, credeți-mă că l-am ascultat și vorbind și uneori vorbește mai mult decât Rareș, dar este foarte important că se pregătește și ascultă de ceea ce îi comunicăm noi, de nevoile dumneavoastră. Și pentru că a vorbit Iulian și a spus foarte bine că după ce va ieși președinte va trebui să vină alături de noi, aș vrea, că de asta am vrut inițial să iau microfonul, aș vrea să ne promită astăzi în fața dumneavoastră că după 25 septembrie va fi prezent într-o zi, nu așa repede, și să stea minim 2 ore cu organizația Călăraș. Da? Promit. Mulțumesc, mulțumesc că... Sunt fericit că am ajuns până la urmă să-mi prezint moțiunea aici. Evenimentele din ultima perioadă de pe scena politică au făcut să-mi schimb puțin programul. E adevărat, am ajuns în mai toate filiale, dar la prezentarea moțiunii știți foarte bine că au intervenit alte lucruri și a trebuit să am grijă ca guvernarea să meargă mai departe. România Liberală este un hashtag cu care eu am intrat de fapt în politică. Pentru că așa am intrat în politică, am vrut să schimb România, să facem România liberală și eu chiar cred în asta. Nu e doar ceva ce spun și după aceea o spun doar să audă alții. Nu, eu chiar cred că liberalismul și ceea ce noi credem în liberalism e singura soluție pentru a scoate România din această situație în care s-a complăcut 30 de ani de zile. Ne uităm în urmă și am pornit acum 30 de ani, cu cel mai mic pic pe cap de locuitori în Europeană și tot acolo am rămas. O să spun că Polonia avea un pic mai mic pe cap de locuitori decât România în 90. Și a sărit câteva locuri Polonia în Europa astăzi. Dar cum au făcut asta? Reformă și investiții. La asta se reduce tot. Reformă și investiții. Ușor de zis, greu de făcut, pentru că pentru amândouă ai nevoie de curaj. Și pentru reformă, care înseamnă costuri politice pe termen scurt și nimeni nu vrea să se asume și mi-au asumat reforma din primul moment, din primul moment al mandatului de premier, iar investițiile iară sunt complicate sau tricky, așa că faci investiții azi, dar ele nu se văd imediat rezultatele. Și nouă politică ne place să avem rezultatele acum, să le vedem, pentru că nimeni nu-ți dă credit pentru ceva care se va întâmpla peste ani de zile. Și atunci, combinația perfectă o reprezintă reforma și investiții. Și asta este esența moțiunii România Liberală, de fapt. Dar mai avem nevoie de câteva lucruri pe care noi și noi liberalii, și aici trebuie să fim onești, le-am ignorat în ultimii ani și am pierdut din electoratul nostru tradițional. Și două lucruri pe care și Rareș și ceilalți le-au menționat, la care eu țin foarte mult. Și sunt esența noastră de liberali. Proprietatea privată. Și aici țin foarte, foarte mult la acest lucru. Eu spun că este sfântă și vă vedea moțiune că am și o propunere de a ne uita, de a ne pleca asupra modului în care în Constituție este garantată proprietatea privată, că după aceea urmează o propoziție care mai relaxează în această condiție. Și al doilea lucru esențial, antreprenorul este un erou, sau să ne întoarcem către antreprenor. Nu există economie dezvoltată fără antreprenori de succes, fără acea efervescență pe care o dau antreprenorii. Oamenii care își asumă un risc cu banii proprii, timpul lor, nu-și văd familiile, angajează oameni, le dau locuri de muncă, produc. Aceia sunt oamenii pentru care noi facem această reformă. Aceia sunt oamenii noștri și, din păcate, în ultimii ani i-am îndepărtat de noi. Pentru că am crezut că dacă intrăm în acea horă a populismului și pronunțăm mesajele socialiștilor, cineva ne va vota. Și nu s-a întâmplat așa. Socialiștii
au fost votați de oamenii lor, iar oamenii noștri ne-au părăsit. De aceea am venit cu această moțiune, cu România Liberală, trebuie să ne luăm înapoi electoratul. Tot electoratul. Și în mediul rural, dar și în mediul urban. Și avem mult de muncă. Asta este al doilea mesaj pe care vreau să-l dau. Am tot vorbit în această campanie de rezultatul fantastic pe care l-a reușit președintele Klaus Iohannis anul trecut în negocierile la Comisia Europeană, 80 de miliarde de euro. Acest parteneriat cu Partidul Național Liberal este mai puternic ca oricând și a adus României, nu nouă liberalilor, a adus României șansa să se dezvolte cu o sumă record, 80 de miliarde de euro. Dar ăsta e doar începutul. Cineva trebuie să investească acești bani în economie, cineva trebuie să-i atragă, cineva trebuie să facă proiecte. Asta este responsabilitatea noastră, a liberalilor. De aceea am spus că trebuie să ne gândim să vă pregătiți mental de 8 ani de guvernare. Nu de 4 ani de guvernare, nu de 8 luni, nu de 6 luni, nu. De 8 ani de guvernare cel puțin, pentru că acesta este ciclul acestor bani. Acești bani vin până în 2028. Și am mai adăugat la această sumă cel puțin 13 miliarde de euro anual din bugetul național. Vorbim de peste 130 de miliarde de euro până în 2028, în condițiile în care PIB-ul României astăzi este de 200 de miliarde de euro. Asta este responsabilitatea noastră a Partidului Național Liberal și nu o să fie ușor. De aceea a fost important să avem această campanie, ne alegem liderii cei mai buni, pentru că greul abia acum începe. Nu o să fie ușor să atragem acești bani. Încă mai avem de atras, România mai are de atras din exercițiul precedent financiar de fonduri europene, vreo 12 miliarde, 13 miliarde de euro. Deci mai avem și banii aceia pe care nu i-am luat. Eu nu voi permite niciodată, când voi fi în această funcție, să avem bani în cont și să nu putem să-i folosim. De aceea am început și am vorbit cu dumneavoastră și am vorbit cu colegii noștri în țară să văd care au fost problemele pentru care noi nu am putut să atragem bani mai repede. Și au existat câteva lucruri pe care le-am găsit. În primul rând, legea achizițiilor publice. Am modificat-o după discuție cu dumneavoastră ca să putem să grăbim acest proces al achizițiilor și licitațiilor. Se va face mult mai ușor, mult mai rapid, nu vom mai putea să proiectele nu o să mai fie întârziate. Deci asta a fost un prim pas. Am mai făcut câteva lucruri, știți foarte bine, ordonanțe care ajută transferul proprietății unor active de la unele companii către autoritățile locale și așa mai departe. Lucruri pe care dumneavoastră mi le-a spus că ar ajuta, ar îmbunătăți modul în care dumneavoastră vă duceți la îndeplinire atribuțiile în folosul cetățenilor. Și vreau să ajung aici la toate aceste proiecte și ceea ce facem noi. Deci noi ne alegem, Partidul Național Liberal, ne alegem conducerea pentru perioada următoare. În același timp s-a vorbit foarte mult de primarii liberali în această campanie. Eu am spus un lucru. Toate proiectele și toate deciziile pe care le-am luat la guvern nu le iau pentru primari. Nu le iau pentru membrii Partidului Național Liberal. Noi le luăm pentru români. Planul Național de Investiții Angel Salini nu este un plan al meu personal sau al dumneavoastră, al primarilor. Nu. Este un plan de dezvoltare a României. A, dumneavoastră veți implementa și veți folosi aceste resurse pentru a face viața mai bună românilor. Da, ăsta este rolul dumneavoastră. Și aici apare diferența între liberali și socialiști. Dumneavoastră, ca primari liberali, a știut să dezvoltați comunitățile și în cele mai vitrege condiții când socialiștii erau la putere. De aceea am încredere că împreună vom putea să facem lucruri fantastice acum, când avem și guvernarea, iar noastră deja știți cum să implementați aceste proiecte.